Mai las un pic de presiune, rata din spate. Așa, să văd ceva tare, să nu cred că mă ajută cu nimic frunza asta. Uite asta. Atât. Cred că o să dau din prima. Mai căcat, da, asta e. Ne ridicăm și merem din nou. Am pus motorul pe poziție. Nu cred! N-am venit bine. Trebuia să mă bag pe sus. Of! Să mă duc pe aici până aici, dar mă chem. Dar n-am ce să fac. Așa încet. Așa, da. Unde e poteca acum? Poate încadra.
Deja m-am încălzit, am transpirat. Cred că mă opresc mie, ți-mi dau bluza jos. Mi-am luat pe mine haine de zici că mă duc la munte. Nu la mine în față de azi. Cred, aici o plin de ciuperci. Mă duc pe aici. O zi de toamnă cu vreme de vară. Super faină. Acum să văd dacă mai găsesc eu poteca pe care am urcat. Da, bănuiesc că prea departe nu cred că o să fie. Adică așa ar trebui. Păi aici am urcat eu oare? Unde a fost urcarea aia micuță? Nu! Deci nu-i prea bine pe unde am venit și pe asta nu vreau să trec. Am șanse mari să pic. Atât! Acum cred că e bine. Poate aici era urcarea aia? Nu, nu-i bine, mă duc în jos. Aici era oare? Nu, că nu se vede urmă deloc. N-aș vrea să cobor nici foarte jos, că după aia să nu mai pot urca. Da, cobor pe aici. Ce să fac? Oba! Ce pe aici, poate oare? Nu, nu mă bag. Aici am venit.
Bine, aș prefera să cobor prin alt loc, nu pe unde am urcat, dar nu este pe unde, că în partea dreaptă coasta e destul de mare. Imposibil și de urcat, și de coborât, și uite urma. Ei bun. Un pic solicitantă poteca asta în partea de jos. Ar trebui să mai vin de câteva ori să mă învăț. Ăsta trebuie rupt. Pe viitor o să mă zic eu pe traseul ăsta și mai încolo. Cum să fac cu el? Îl duc tot mai bine. Atât. Sper să nu mai vin înapoi. Așa. Acolo mai este unul. Dar nu pare foarte mare. Peste asta se poate trece ușor. Aproape ușor. Aici. La fel. Un ipoteca. În stânga și în dreapta. Bun. Opa! Ce-o fugi în spatele? Uite că pe aici te vede și urma mea. Frică să-i dau drumul mai tare, că e abrupt. Și nu vreau să fac vreo prostie. Acum vine partea grea, coborârea, că aici e abrupt. Trebuie să-l scot din viteză, că în caz că trebuie să-i dau drumul să meargă, nu să se oprească. Dar stai, am venit pe jos, dar nu era bine. Parcă poteca era pe sus. Am pe dincolo, deci tot pe aici trebuie să cobor. Nu, numai să nu pleci. Așa. Deocamdată am scăpat. Nu scap în dreapta. Mă și las de enduro. Mă las că nu-i mai avea cu ce să mă dau. Nu dar. Aș lua-o pe aici direct, dar mi-e frică că nu-l mai pot opri. Dacă încep și sigur. Am scăpat. Încolo. Simplu, ce să zic. Așa informativ, pe marginea asta am mers eu. De asta ziceam că dacă încerc să cobor în dreapta, coboră motorul singur. De fapt nu singur, îl cobor și eu singur, separat, unul de altul. Da, asta e bine cum e.